Bună dimineața! Bună dimineața! Ce era? Ce taie greața? Noi! Da. Noi tăiem greața! Bună da. Dimineața! S-a trezit dulceața! Liza Savov, Gabriel Fereșteanu aici cu capul în zori pe TVR 1, 16 decembrie. Câte zile au mai rămas până la Crăciun? Numărătoarea inversă este gata, începută de ieri. 9 zile rămase până la Crăciun din acest moment. 16 decembrie și afară parcă e primăvară. Și motiv de bucurie astăzi, Fereșteanu, mare atenție. Mai multe. Da, dar unul dintre ele, măi, unul, cel mai motiv, ca da. Să zic așa, este pentru că astăzi ziua, sărbătorim ziua dulciurilor acoperite cu ciocolată. Da, avem liber la ciocolată astăzi. Aș vrea totuși să vă spun ceva, eu nu recunosc niciun fel de alt dulce dacă nu are ciocolată. Serios? Nu, serios. Mie mi se pare că dacă te duci și îți cumperi ceva de vanilie, e banal. Nu, sau? Vanilie și caramel, poate aș mai recunoaște. Parcă sunt zonă, dar cel mai tare mă enervează. Nu știu dacă și pe voi, dar dulciurile cu fructe. Mâine, dacă vrei fructe, îți iei fructe. Dacă vrei dulciuri, îți iei ciocolată. Eu nu înțeleg situația asta vieții în care te duci să-ți cumperi fructe cu ciocolată. Tartă cu fructe. Da, e o enigmă. Fructe cu, da. Căpșune. Nici măcar căpșunele trase în ciocolată nu dacă le prea agrez. Nu, dar serios, acum dacă vreau fructe, mă duc și îmi cumpăr fructe separat. Dacă vreau dulciuri, deci, îmi cumpăr dulciuri. Deci fructele sunt ceva separat de ciocolată. Da, fructele separat de ciocolată. Ciocolata e ciocolată, cu frișcă, cu caramel, cu ceva. Fructele sunt fructe, domne, n-ai treabă. Da, bine că poate nu te aude Angie, știi? Cum să nu mă aud Angie? O să avem dezbaterea asta imediat, pentru că eu sunt în dubiu în legătură cu acest subiect al vieții mele. Tot astăzi, așa. Dar în 1910, într-o zi ca aceea de 16 decembrie, are loc lângă Paris primul zbor experimental din lume al unui avion cu reacție inventat și pilotat de Henri Quanta. În 1970 a avut loc premiera filmului Love Story, care a avut un imens succes la public. Protagoniști Ellie McGraw și Ryan O'Neill. Love Story, Fereșteanu. Ah, și astăzi sărbătorim, ar fi fost ziua de naștere a compozitorului Ludwig van Beethoven. Fürelize, pentru mine a scris-o, să știi. Oh, da. Super, super. Bună dimineața, Angie! Bună dimineața! N-ai auzit ce a spus mai devreme Fereșteanu? Că pentru el o fructă nu este un dulce. Am auzit perfectamente și uitați-vă, chiar mă gândeam că are un pic de dreptate. Așa, hai să zicem că variatul e mai fain, că așa pui și ciocolată și ce, dar are un pic de dreptate, că dacă vrei fructe, mănânci fructe. Dacă vrei dulce, mănânci... Păi da, dar nu merge un desert cu fructe? Merge. De mers mere, dar dacă vorbim de dulce, e ciocolată. Corect. Da, cumva. Că după aceea poți varia mai frutal, mai siropiat, mai la nu știu mine ce, dulce la... înseamnă gustul dulce, indiferent că vine de la căpșună sau de aici vorbim de un profesionalist. Da, vorbim de un profesionalist. Vreau să vă spun că am mai constatat eu ceva, dar vă spun mai târziu în legătură cu mine de sărbătoare. Da, avem timp. Să vă povestesc ce facem astăzi. Da. Astăzi facem pături cu brânză. Cred că e mâncarea care cel mai mult îmi place mie din România, pături cu brânză. Atâta mii de poftă de pături cu brânză. Se face o coleșuță, se pune un rând de mămăligă, un rând de brânză, un rând de bacon sau de slănină. Coleșuță. Coleșuță e mămăliga. Coleșuță. Okay. E mămăliga, da? Avem asta e coleșuță. Punem un rând de mămăligă, un rând de brânză de burduf, un rând de bacon tras în tigaie. Dacă vrem slănină, vrem slănină. Eu în cazul ăsta am pus bacon pentru că slăninuța ne iese pe coate colesterolul. Și apoi iar începem cu o pătură și apoi o băgăm la cuptor ca să se rumenească așa și să se topească brânza. Trebuie să-ți spun ceva, Angie. Că sunt fantastică azi dimineață. Ești fantastică și perlele tale sunt frumoase. Părul tău e superb de altfel. Și ai așa o energie bună. Mulțumesc. Ieri n-ai avut. Mă, ieri... Nu, alalte. Glumea. Alalte. Da, dar e... Chiar uite, ziua violet. Da. Spune Augusta. Bună dimineața, Augusta. Bună dimineața. Da. Eu în sfârșit, da, asta să vă spun la tabla recunoștinței, pentru că e prima dată când mi se întâmplă chestia asta. Ne povestești. Da. Văd un violet și în partea, nu prea am știut niciodată stânga-dreapta, în partea stângă a mea, la Daniel. Bună dimineața, Daniel! Bună dimineața! Uite așa aflu și eu că sunt violet astăzi. Ecranul sunt din spate. Sunt un pic discromat și nu... Nu, ecranul din spate era violet, acum e albastru, s-a dus numai. Uite acum, ușor. Vezi? Era să-l ratez iar. Ia, dar pe știri nu le ratez, sunt sigur. Niciodată și nici telespectatorii. Hai să aflăm știrile.
mulțumim, Daniel, și bine ai revenit printre noi. Ia zi, Fereșteanu. Ce să zic? Hai că ce? Știi care este momentul când spunem felul următor. Ia. Sabău! Oh. Prezent? Așa. La tablă. Mm. Și pe tablă sunt deja scrise motivele noastre pentru care suntem recunoscători astăzi. Eu am început, adică eu am zis să fiu astăzi recunoscătoare, să fim cu toții de fapt, că sunt convinsă că sunteți în asentimentul nostru, personalului medical pentru toate eforturile depuse pentru omenire până la urmă. Știi că datorită lor suntem și aici și merge viața asta mai departe și o să trecem cu bine peste toată nebunia asta de COVID. Sper și da, și le mulțumim și le suntem recunoscători și pun cel mai des ei viața în pericol pentru ceilalți eroi în adevăratul sens al cuvântului. Eu sunt recunoscător temperaturilor de afară. Avem o iarnă asta. Avem o iarnă cum mi-am dorit să am. Nu știu dacă la voi în cartier, dar la mine în cartier deja ciripeau păsărelele. Sunt vreo 8 grade afișate în bordul meu. Auzi, s-au întors. Au dat să plece când a nins. Da. Oh, hai înapoi că cald. Serios că e bine, adică nu a fost rău deloc. Deloc. Adică așa decembrie, da. Deja vreau să fiți atenți, pentru că în momentul în care s-au scris motivele de recunoștință pe tablă, a noastră Angie încă nu știa motivul pentru care să fie recunoscătoare astăzi și de aceea s-a scris nu știu. Dar acum, Angie... Dar acum știu. Ai băut o gură de cafea și... Și? Sunt recunoscătoare. Astăzi e prima dată în toată viața mea de când am lăsat pe cineva să-mi facă părul și îmi și place. Sunt recunoscătoare lui Mare că mi-a făcut părul așa de fantastic, că-s foarte cocoană eu. Niciodată nu-mi place când cineva îmi face părul. Eu și pe soarele mea tot stăresc când îmi face părul. Ai piticul, e un pitic acolo, da, da. Am piticuțul, da, da, da. Și astăzi sunt fenomenală, gracias a Mari. Astăzi m-am lăsat. Pe mâinile lui Mari. Da, și a fost minunat. A fost minunat, da, să știți, am zis că îi mulțumesc frumos, da, Mari. Și mulțumesc bine la Oana că m-a machiat foarte frumos și îmi pune câteodată câte un ruj atât de strălucitor că-s minunată și frumoasă. Da. Vă mulțumesc, fetelor. Da. Cu voi foarte mă fac și eu femeie. Arătăm și noi a oameni cu voi. Arătăm a oameni că datorită bine, zici, lor. Hai. Ce fac eu aici? E, uite, numeri 3 vouchere. 3 vouchere? Da. 1. 2, 3. Uite, ți le munesc. Vai, mersi. Păi, da. Așa, dacă dar oricum ajung la frumos, voi. Da, exact. Avem vouchere în valoare de 300 de lei pentru cumpărători în cadrul supermarketurilor Auchan. Știți deja regulile, telefoanele sunt afișate pe ecran, întrebarea este la noi în minte. Acum, în prag de sărbători, este fix ce recomandă medicul, să sunați la noi și să luați aceste vouchere. Avem întrebare? Avem întrebare? Da. Foarte bună idee, Augusta, mulțumim. Avem o întrebare. Avem o întrebare și avem și pe cineva alături de noi. Cred în dimineața aceasta, la telefon. Cine oare este să acolo? Spunem bună dimineața deja. Spunem bună dimineața? E miercuri, mai sunt 9 zile până la Crăciun. Da. Spunem acum bună dimineața. Hai. Bună dimineața. Monica, bună dimineața. Bună dimineața. Sărut mâna, ce faci? Bine, bine, voi la voi. Foarte bună alegere, foarte cine bine vedeți făcut. Bine? Poptim. Ne vedeți bine? Vă vedem foarte bine. Superb. De unde ești, Monica? Târgoviște. Din Târgoviște, am înțeles. E cald, frig acolo? Este foarte bine. Este perfect. Și mai bine va fi când ne veți lua aceste 3 vouchere, dacă ne răspundeți corect la o întrebare. Da. Da. Am zis așa în dimineața aceasta să vă întrebăm care este primul motiv de recunoștință al nostru. Dă-te așa. Am vorbit de... Ei sunt cei care ne salvează în fiecare acum zi și care depun... Cadrele medicale. Da. Personalul medical. Da. Personalul medical, exact așa a notat Liza pe tablă în această dimineață. Le suntem recunoscători și vă suntem recunoscători și dumneavoastră că vă începeți dimineața cu noi. Voucherele mereu, ajung. Mereu, întotdeauna, sărbători cu bine vă doresc. Mulțumesc. Sărut mâinile. La fel să aveți. Voucherele ajung la dumneavoastră. Nu închideți, rămâneți cu ai noștri colegi pe linie și... Stai, hai că am propus astăzi să facem o glumă în momentul în care va intra Bianca alături de noi. Bine, vreți să facem uite, glumă? Lângă Angie, uite, lângă Angie, da? Lângă Angie mergem. Pregătiți. Așa. Bianca arată sclipitor astăzi. Și... Deosebit. Da. Așa, 2, 3 și... Bună dimineața, Bianca! Nu dau mâna! La soare vă puteți uita la mine, ba? Exact! Noroc că nu-i soare azi. Da. Cum stăm cu vremea?
Bună dimineața! În București, astăzi, vremea va fi predominant închisă, iar mai ales acum dimineața avem condiții de ceață și burniță. Vântul va sufla în general slab, iar maxima va ajunge la 6 grade. În țară, vremea va fi în continuare mai caldă decât în mod normal la această dată, în special la deal și la munte. În regiunile extracarpatice vor fi nori joși și mai ales în sud ceață local persistentă asociată cu burniță. În vestul, nord-vestul și centrul teritoriului, cerul va fi doar temporar noros, iar ceața se va semnala pe alocuri dimineața. Maximele se vor încadra între 3 și 8 grade. Revin ora următoare cu mai mulți clipici. Mulțumim, Bianca. Am lansat zilele trecute o provocare pentru voi cei care ne urmăriți. Provocarea îi spune așa: cel mai frumos brad ever din toate timpurile. Provocarea se desfășoară la noi pe Facebook, cu capul în zori, și acolo aveți un post unde vă cerem să vedem cum arată bradul vostru sau cum arată casa voastră în prag de sărbători, pentru că, da, bate Crăciunul la ușă. Da, cum bate ea? Ăla e. Primiți cu Crăciunul? Da, primiți. Da. Mulțumim, gata, am venit. Avem o grămadă de comentarii lăsate acolo pe Facebook și le așteptăm în continuare. Pe 24 o să anunțăm care este cel mai frumos brad sau poate cea mai frumoasă casă decorată. Și avem câteva selectate și pentru astăzi, care n-am pus așa pe gând. Bianca, uite ce drăguț a decorat Bianca, bravo, felicitări. Și ea este foarte drăguță, Bianca, da. Și îți mulțumim că ești cu noi. Și e foarte frumos la tine acolo. Wow, și aici, ce de lumină. Sorina, sărbători fericite și ție, Sorina. Foarte frumos. Foarte, cu mult bun gust. Cu foarte mult bun gust realizat. Da. Uite, are și o pendulă, ai văzut? Și acum, uite, vezi că roșu predomină în toate pozele? E culoarea Crăciunului. E culoarea Crăciunului. Aici avem un brad de cuplu, vezi? Eu cred că sunt brazii de Crăciun. Cosmin și Ramona sunt cei autorii. Cei care au împodobit acest brad. Foarte frumos, felicitări. Wow, ce bogat e aici. Foarte bogat. Cine e? Că nu vedem. Nicolina, foarte, bravo, foarte frumos. Da, îți dai seama că ți-a ceva timp să împodobești bradul așa. Cât îți ia. Bravo. Felicitări pentru perseverență, pentru determinare, pentru... Ia uite. Eu cred că în poze este nepoțica doamnei, să știi. Da, Nicolina. E posibil să ai dreptate. Cred că am. Da. Nu știu, atent tu, nu scapă mie ceva, zi tu. Scrie acolo nepoțica. Am simțit, doamne, dar eu știi cum mă pricep. Știi cum mă pricep. Ce drăguț e brăduțul ăsta. Uite. Da. Mic. Da. Dar de impact. Exact. Ceea ce înseamnă că, da, nu trebuie să fie ceva foarte mare. Roxana are bradul ăsta. Bravo, uite, Roxana. Ce mic și de impact. Este cu mult bun gust aranjat. Și așa, fix potrivit. Uite, ăsta e chiar mai micuț pentru mine. Ăsta este de expus în mall. Iertați-mă, ați fost Andronica. Felicitări. Bradul acesta este depus în piață. Lasă mall, deci în piață. În piața Constituției, acolo, poate ni-l împrumut. Eu zic mai mult de atât, vreau să-ți spun că întotdeauna am fost mai prințișor în orice ecuație, trebuie să recunoști și tu treaba asta. Da. Întotdeauna am fost mai prințișor. Mie mi se pare că ai venit cu el direct din UK, de acolo. Da. Familia regală, am simțit eu sau ceva. Sau din New York, mă gândeam, bradul ăla, știi, în fața căruia stă Kevin din Home Alone. Aolo, da. Kevin. Da. Mi-ar corona, lipsi corona, zice Augusta. Da. Mi-ar lipsi corona tocmai de asta. Dacă aveți o corană pe undeva, eu să știți că primesc. O să mai spun ce am mai făcut astăzi. Poate are mădă corona pentru tine. Nu? Bună dimineața, Mădălina. Să știi că am citit un pic așa înainte ce ne-ai prezis astăzi și fereștea nu e un pic temător la zodia rac. Păi mi-a spus că-s pe cale să explodezi, adică așa mi-ai spus acolo. Eu ți-am recomandat să nu explodezi, adică mai depinde și de ai tine grijă. Acum. Dar să nu. Să vedem previziunile tale explozive din această dimineață. Haideți să vedem și nu uitați să vă ascultați și zodia de ascendent. Contextul astrologic al zilei ne înzestrează cu seriozitate și sobrietate, răbdare și perseverență, responsabilitate, dar mai ales cu determinare în atingerea obiectivelor propuse. Totodată crește tendința de a-i controla pe cei din jur și de a ne impune cu mai multă autoritate. Berbec, dai dovadă de o mare forță psihică care te va ajuta să-ți îndeplinești sarcinile propuse și să faci față oricăror provocări venite, în special pe cale intelectuală. Ai curaj să-ți asumi noi responsabilități și îți exerciți cu încredere atribuțiile profesionale. Taur, o serie de atașamente emoționale, inhibiții, restricții autoimpuse și convingeri izvorâte din
dogme și prejudecăți dezvoltate în ultimii 3 ani se vor dizolva acum. Vei conștientiza că idealurile tale au devenit mai mature și ai căpătat o doză mare de înțelepciune. Gemeni, este o zi favorabilă să rezolvi o situație legată de valori și bunuri materiale. Poate să primești un răspuns din partea unei instituții în acest sens. Posibil să obții chiar o sumă de bani de care ai nevoie în dezvoltarea unui proiect. Rac, este o zi destul de încordată și tensionată în relațiile cu ceilalți, în special cu superiorii sau cu persoanele care reprezintă o autoritate în viața ta. Îți recomand să încerci să asculți ce au de zis până la capăt înainte de a exploda. Leu, dai dovadă de multă seriozitate și responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor de la locul de muncă. Ai susținerea astrelor să închei cu succes acele proiecte și activități care te-au acaparat și te-au obosit în ultimul timp. Fecioară, în ciuda unor limitări resimțite, este o zi favorabilă să pui în practică creativitatea, să dai frâu liber unor talente artistice, poate chiar unor abilități oratorice. Nativii care au copii se pot bucura de o reușită a acestora. Balanță. O serie de sarcini gospodărești, de activități care vizează locuința și pe care le-ai tot amânat din diferite considerente, intră astăzi în vizorul tău și ai toate șansele să le rezolvi. Tot începând de astăzi, relațiile cu familia se vor îmbunătăți considerabil. Scorpion. De multe ori ai simțit să spui ceva, dar ai ales tăcerea. Ei bine, astăzi vei conștientiza cât de importantă este comunicarea cu cei din jur și asta te va ajuta inclusiv în negocieri și în exprimarea emoțiilor și sentimentelor. Săgetător. Ai avut de traversat o perioadă de restricții financiare, de greutăți și nemulțumiri legate de câștigurile tale, însă de astăzi tot acest context se va detensiona. S-ar putea să fii surprins chiar de o ofertă financiară care sosește la tine. Capricorn. Este ultima zi cu Saturn, guvernatorul tău, în tranzit prin zodia ta, acesta revenind aici abia peste aproximativ 30 de ani. Pregătește-te de o dezvoltare fulminantă în plan personal. S-ar putea ca azi să te simți ușor debusolat și să nu fii convins dacă trebuie să-ți exprimi sau reprimi niște emoții, însă va fi o stare trecătoare. Vărsător. Este o zi în care te sfătuiesc să-ți asculți foarte mult vocea interioară. Poți primi mesaje subtile de la Univers care vor contribui la elucidarea unor mistere, frici, anxietăți cu care te-ai luptat în ultimul timp. Pești. O serie de rețineri pe care le-ai avut vis-a-vis de prieteni, poate chiar ostilități, vor începe să se dizolve începând de astăzi. Un proiect în care ești implicat s-ar putea bucura de ridicarea unor bariere care blocau reușita sa. Mulțumim, Mădălina, la Gemeni, astăzi e cu bănuți, să vină toți banii la mine. Mulțumim, mulțumim mult de tot. Într-o zi bună, unul e cu, la unul e cu bani, la unul e cu tensiune. Îți dau și ție. Doamne ajută, măcar să nu explodez asta. Îmi doresc astăzi în relația cu șefii mei. Vă rog, toți cei care reprezentați o autoritate în viața mea, am scris astăzi la zodie că ar trebui să evit orice conflict. Sunt deci sensibil astrologic. Păi ești o autoritate în viața mea? Nu, dar păi pot fi. Haide. Gabi, mă rog, hai cu noi, pentru că trebuie să descoperim colecția minunată din partea partenerului nostru, Ocean. Amazing Tale, spune. Sunt niște decorațiuni foarte frumoase, peste 50. Nu știu, exotic, așa. Exotic, cumva. Sunt din destinații exotice inspirate. Asta e orhidee. Amazing Tale. Orhidee, pasărea colibri. Avem tot felul de obiecte care să te paiete pene. Avem tot felul de obiecte care ne duc cu gândul departe pentru un Crăciun așa mai exotic. Toate acestea le găsiți în supermarketul pe care îl cunoașteți, că ne este prieten. Și e o idee deosebită și diferită de Crăciun pentru a decora. Așa, mai pentru un Crăciun diferit, exotic, mai pe opulență, cum aș spune eu. Da, exact. Ne transformăm casa într-o destinație de vis. Ce zici? Și suntem, da, de fapt, mai mult asortată. Eu sunt asortat. Bine, și eu, că uite, mă potrivesc. Vrei să rămân lângă braț? Stați așa. Ia uitați-ne. Suntem bine? Suntem acum Amazing Tale. Amazing Tale? Așa suntem noi, da. Amazing de când... Hai înapoi lângă Angi, că miroase tare bine acolo. Ia, deci, hai, cu spatele. Păi asta ziceam, și tu te asortezi, stai liniștită. Ziceam că este momentul să ne bem cafeaua. Cum zici tu, Fereșteanu? Cea mai autentică rubrică? Cea mai autentică rubrică din România, în care ne întâlnim cu artiștii noștri favoriți, nemachiați, îi dăm jos din pat și descotorisim de orice secret, pentru că la 7 dimineața, când te trezești din pat, știți foarte bine că n-ai cum să eviți vreun răspuns, și-a dormit, zici tot. În această dimineață... Avem o invitată super drăguță, despre care știm așa. A locuit 16 ani în Spania, este absolventă a Școlii de Teatru Muzic
muzical din Madrid. Ce să mai, e crescută și educată în Spania, dar îi place cel mai mult să cânte aici, în România. Miss Lui e cu gura până la urechi și cu capul în zori, evident, în dimineața aceasta alături de noi. Bună dimineața, Miss Lui! Ia uite-o! Bună dimineața! Bună dimineața, dragii mei, ce faceți? Bine, ce faci tu? Cum ești așa energică la această oră? Că asta e calitatea noastră. Ce se întâmplă acolo? Păi n-am dormit. Serios? Da, ce ai făcut-o aseară? Ia. Mă rog, am dormit, cred că am dormit vreo oră și un pic, atâta, cam atât. De ce? Bucurie, bucurie. Dacă vin sărbătorile, vin și cu cadouri și, și eu sunt, sau mă număr printre copiii aia de pe lista lui Moș Crăciun care au fost cu minți și care primesc goodies, goodies, goodies. Adică mi le dau singură cadourile că am muncit, dar it's ok. Asta înseamnă că ai fost un copil cu minte. Spune-ne care este rutina ta de dimineață, Lu. Rutina. Păi, bineînțeles, după igiena personală, primul lucru pe care îl fac este să beau un shake din fructe cu lapte vegan, cu boabe de cacao, cu caju, migdale, alune, nuci, cu semințe de cânepă, cu semințe de in, cu toate minunile astea naturale. Este shake-ul meu energic. Ok, deci putem să ne luăm energia și din semințe de mai, mai derutat definitiv. Niște roșii, usturoi, ceapă, nu la shake-ul ăsta n-avem. Adică, serios, mă dai cu cânepa toate astea. Serios. De vremea când locuiam în Spania, să știi că este foarte, e o practică foarte des întâlnită, ca dimineața la micul dejun, eu am avut bar. Dimineața la micul dejun să se mănânce tostada, cum spun ei, pâine prăjită cu usturoi și cu ulei de măsline. E... senzațional. Micul dejun al campionilor. Uite, vezi, acum am înțeles ce ai spus. Mai devreme nu înțelegeam nimic dacă mă trec prin toate astea. Eu pe Miss Lu o cunosc de pe vremea când era Aliana Lu. Așa. Adică a trecut ceva vreme și prima oară când ne-am întâlnit eram la un eveniment monden și am întrebat-o așa, cam dat-o cam câți ani ești? Și mi-a răspuns că are când mi-ai spus câți mii de ani sau ceva în genul ăsta mi-ai zis, nu? Asta mi-ai zis. Ceva în genul ăsta, s-au mai schimbat lucrurile de atunci sau tot așa? Am mai adăugat niște ani. Sute de ani. S-au mai adăugat. Băi, ce să zic, într-adevăr, mii de ani pe fața mea nu se văd, nu știe nimeni câți ani am cu adevărat. Cred că e de la acro-yoga, Lu. Da. Nu? Luminează-ne și pe noi, ce înseamnă acro-yoga? Acro-yoga de regulă se face în doi, este o yoga acrobatică. Necesită multă coordonare împreună cu un partener. Multe echilibru. Vedem acum și imagini cu tine suspendată pe o sfoară? Sau un cerc? Cred că vedeți acolo silk, un dans la silk probabil. Aha. Eu nu vă văd pe voi și atunci stăm aici. Da, ești, uite, cu capul în jos, agățată de niște sfori, acum cu un partener. Da, sunt mai mult cu capul în jos. Doamne, și acum da, am făcut dans acrobatic la înălțime o bună perioadă din viața mea, am făcut sport. Aha. Bine, nu știu dacă acest dans pot să-l numesc sport, pentru că e o plăcere. E efectiv o plăcere. De ceva ani n-am mai practicat. Intenționez să mă reapuc. Acro-yoga înseamnă yoga combinat cu? Cu acrobatic. Am înțeles. Da, cred că am șanse foarte mari să devin bun în asta. Partenerul este baza, da? Celălalt este flyerul, așa se numește. Și baza, basically, persoana care susține flyerul, este cel care manevrează corpul flyerului, evident. E foarte interesant că te duci în toate direcțiile, stai cu capul în jos, ți-ai și zborul. Îți trebuie coordonare echilibristică și multă încredere în partener. Chiar. Uite. Să știi că la asta, Aliana, n-am așa avea vreodată șanse. Miss Lui, iartă-mă. De ce? Eu zic să încerci, ferește. N-aș avea șanse vreodată să... Băi, mă pot învăța, sincer, exact. E mult mai simplu decât pare. Da, am aflat eu că tu ai fost prezentator TV în Spania, parcă aici ajungem undeva mai pe domeniul meu. Unde ai prezentat și cum a fost experiența asta? Absolut senzațională. Am prezentat la o televiziune locală. Am fost singurul prezentator de origine non-spaniolă care a prezentat Noaptea de Revelion. Ei sunt foarte naționaliști și de regulă doar persoane de acolo prezintă Noaptea de Revelion. E un lucru foarte mare pentru ei.
am avut onoarea asta, a fost incredibil și pentru mine, o experiență absolut fantastică și am continuat treaba asta și aici în România, pentru că în momentul de față sunt în continuare prezentatorul TV la Roata Norocului în industria jocurilor. Uh-huh. Fac chestia asta în limba engleză acum, nu doar în spaniolă. Oh. Bun, perfect. Și atunci testul de prezentator sună în felul următor. Ce ai face tu dacă interlocutorul tău se enervează și e gata să părăsească platoul? Mai să știi că am avut personaje care s-au enervat de multe ori. Când din cauza ta sau? Se enervează omul când pierde, știi? Dar da. Se pare că prin glumițe și prin șarm întotdeauna am reușit să-i aduc acolo pe linia. Deci pe ce faci dacă plec în momentul ăsta și mă enervez? Ce se întâmplă? Cum rezolvi situația asta? Ce trebuie asta? Să fac eu? Zi-mi mie, Miss Lu, ce trebuie să fac eu în cazul în care se enervează Fereșteanu și dă cu palmele de masă? Nu-l văd eu pe Fereșteanu. Tocmai a făcut asta. Până nu plec, nu vă lăsați. Proiect artistice. Nu poți să joci rolul ăsta, Fere. N-ai exact. Cum, n-ai cum. Bine, fie. Rămân aici. Vezi, te-am făcut să rămâi. Bine, te țin minte. Spuneai mai devreme că ai avut și un bar în Spania și am înțeles că ai avut un bar de karaoke și o firmă de gaze și câte și mai cât. În România, ai reușit să deschizi ceva al tău în România? Da, am o firmă de evenimente aici. Și cum adică firmă de gaze? Păi, eu voiam să fac bani ca să fac muzică, evident. Știam că trebuie o investiție și m-am axat pe a face bani să pot să vin în România și să fac ceea ce mi-am dorit de când eram mic copil, să pornesc pe drumul ăsta și să fiu artist la un nivel profi. Și cum să fie? Păi, multă organizare. Nu este atât de complicat pe cât pare. Noi, efectiv, făceam verificarea centralelor, dar care erau pe butelie. În Spania sunt o grămadă de centrale pe butelie, la noi aici e cu gaz natural. Dar trebuie și nouă niște centrale, să știi. Am auzit. Eu am acasă. Miss Lu, aș avea o întrebare pentru tine. Din punct de vedere muzical, ce urmează, cu ce o să ne surprinzi? Păi, din punct de vedere muzical, sunt super, 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 super fericită pentru că am trecut la următorul nivel și, cum am zis, că am fost fetiță cu minte și moșul a venit cu jumătate din cadouri mai devreme pentru mine. Îmi fac propriul meu studio aici, Căsică, așa că mă apuc de producție muzicală. Deci, propriile mele piese vor fi lucrate chiar aici, în această căsuță. Deci ai învățat butoane. Învăț. Înveți. Încă nu le-am învățat pe toate. Învăț. Sunt încă multe ce-i drept. Învățăcel, cum ar veni în clasa întâi. Corect. Și ce faci? Dar sunt ultra fericită. Adică e efectiv ca un copil care și-a luat jucărie nouă. Da, știm feeling-ul. Ce faci de sărbători? Cu iubiți sau fără, dacă nu suntem indiscreți? Fără? Cu cățel. Foarte bine. Deci o să faci acasă sărbătorile? Da, probabil cu prietenii cei mai apropiați, că avem o gășcuță micuță. Uh-huh. Și ne mai strângem și suntem cam vreo 4, așa, la număr. Și unde-i cățelușul? Unde-i cățelușul? Cățelușul e pe aici pe undeva, dacă îi dau o recompensă, vine imediat. Ia, strigă-l, ia. Ia, cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Cum? Kira. 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 Da. Cred că e fetiță, vă zic. Cum ar fi să fie băiat? Uite acolo. Ia uite-l. Ia uite-l. Poți să-l iei în brațe? Poți să-l iei în brațe, te rog. Nu cred că stă. Hai să vedem asta. Ia. Hai, gata. Să o vedem în toată splendoarea. Doamne! Ce frumusețe! Are limba mov? Are. Nu să n-aibă limba mov. Este foarte frumos. Mă așteptam să fie ceva mic, sincer. Dar... Câți ani are? Ea are 8 ani. 8 ani, să străiască. 8 ani. Văd că ai și împodobit casa pentru sărbătorile de iarnă. De Moș Nicolae asta am făcut, m-am împodobit bradul. N-am înțeles. Și de Crăciun? Ce îți dorești? Ce vrei să-ți aducă moșul? Păi, cealaltă parte de echipamente. Ok. Așa. C-
care să fim serioși, e un moș generos. Da. Vrei să-i scriem și noi pentru tine, Lu? Să pun. Altceva, nu știu dacă mai doresc, că singura mea dorință este să fac muzică în continuare și să treacă pandemia mai repede, să fiu din nou pe scenă, că e singurul lucru care îmi lipsește. Deci asta da, se simte aici în sufletel. Nislu, în felul următor, facem un deal, te așteptăm în platou cât mai repede. Îți dorim sărbători cu bine și îți mulțumim că ai fost în dimineața asta cu noi. Sunteți minunați, mai vin. Te pupăm, zi frumoasă și ușoară să ai și în acest moment. Și pregătește-te pentru că Bianca mi-a mărturisit la make-up în timp ce ne luam fețele. Așa. Că are o provocare astăzi pentru noi. Pentru noi? Da. Ia, pentru noi. Hai, vină cu eu. Amândoi. Amândoi. Așa, în dreapta stânga mea. Așa, unul așa, dreapta stânga. Bun. Așa. Și hai să vă arăt câteva mișcări ca să nu ne fie, să nu fim surprinși total. Astăzi e zi de dans? Da, dans, okay. Dans. Facem o mică coreografie. Asta. Bun. Ia. Deci, mișcare. Fustă, avem da? Așa. 1 2 3 4 un optar, dacă știi să numărați până la 8. Bun, după care un alt optar cu umeri. Asta. Bun. Aia, uite ce bine ți este. Așa. Și după aia avem un braț cu picior. Ha, asta este a doua mișcare. Mamă, fere foarte talentat ești. Te văd în monitor în față aici. Păi asta că nu văd că e aici. Bun. Bun. Altă mișcare avem 1, 2, dublu și sus, sus. E ceva pe lambada, Bianca? Așa, a, serios, adică nu știu ce e. Ce bun e, m-am încurcat. Hai să încercăm. Hai să cântem muzica. Hai. Muzica, Monica! Gloria este și cu picior, 1, 2, 3, 4, 5. Și sus, 1. Ce tare, da? Nu m-a ajuns pe ținuta, Bianca, să-i pun. Bravo!
Doamne, ce mi-a plăcut piesa asta. Mulțumim. A, da, știi, ai ales-o special, nu? Păi, normal. Adică, noi această piesă cu asta ne-am dorit să începem emisiunea. Dacă vă mai amintiți? Ah, da, la ședințe, da, când la eram noi. La ședințele din Barăți, mai amintește asta? Mai știi? Când mi-a rămas undeva în subconștient, știi? Exact. 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 Noi la început ne-am dorit să începem așa, să lăsăm asta. Și după aceea zic, bună dimineața, bine m-am găsit. Dar să știi chiar reprodu-o mișcarea aia de trupa ta, te rog, cercul ăla, reprodu-o. Ce să fac? Se reproduce cercul. Uitați-vă. Nu, așa. Sal zero, iau. Păi să vadă camera, la care. Du-te la Gabi, față. Care, mă, care, asta? Și pe asta, aia cu... Așa? Da, hai, adică, parcă... Asta, nu? Pere, nu, făceai așa cumva. Așa? Asta? Nu știu. La mine este simplu. E pe moment, știi? Frumos, dar parcă am consumat super multă energie, Angie. Merg păturile alea și prin contur. Și aș mânca ceva acum. Prin contur, păturile. Prin contur. Ia. Astăzi nu mâncam, știți, nu? Da, dar lasă asta, zine. Cum, mai dă-ne niște detalii, așa. Coleșița mi-e gata, mintenaș. Mămăligă, adică. Știți că trucul la mămăligă îi să puneți câteva picături de ulei de măsline, așa se face mai cremoasă și nu se fac, nu se prinde în cocoloașe. Da, în cocoloașe, da. Păi acolo e maestria la mămăligă, să nu facă cocoloașe. Sunt maestria și eu, pe mine mama m-a învățat să cânt și m-a învățat mama juca la 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 mesti când mămăligă la 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 la. Eu am rămas pe conga, să știi. Când mesteci mămăligă, neapărat trebuie să cânt și să... Ai pus și ulei. Am pus ulei de măsline. Așa. Dacă vreți chiar să iasă o mămăligă foarte excelentă și foarte cremoasă, puteți să-i puneți și un pic de unt. Păi chiar da, și niște lapte, nu? Nu, aia la piure. Aia la piure. Bale, și după aceea, aici avem baconul care deja e prăjit. Și imediat o facem în pături. Așa, okay, cât o să dureze? Că astăzi practic. Poate că muncești mai mult. E mai mult. Se pare ție că muncești. E muncă fizică mult. Păi da, 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 pentru că e musai să mestec mămăliga asta. E foarte important că mămăliga să fie bine făcută, să fie bine coaptă. Da. Să fie bine coaptă. Și să n-aibă cocoloașe, nu? Da, și să n-aibă cocoloașe. Și crezi că o să-ți iasă fără cocoloașe astăzi? Clar, e deja ieșită fără cocoloașe. Dar te-ai dă și cu cântec și cu puțin ulei de măsline. Știți când știm dacă e coaptă mămăliga? Cum? Când o mestecăm. Amestecăm. Când nu amestecăm, nu? Amestecăm dacă vrei după. A, bale. Când amestecăm mămăliga, când deja nu se mai ia pe lingură, când se desprinde de pe lingură, atunci știm că mămăliga e coaptă. A mea încă nu e coaptă. De pare cam tare când ai dat-o așa cu ea. Trebuie să fie tare. Eu o fac tare. O fac tare pentru că să se poată discerne bine pătură de pătură, atunci trebuie să fie tare. Da, și vedeți? Când e gata, Angie, când e gata? O punem în straturi, cum faci? Că pături, practic asta înseamnă, da, straturi, nu? Păturele, da. O punem într-un recipient care îl putem băga la cuptor, da? O tavă. Și atunci, mie îmi place să fie de cristal, de sticlă, pentru că îi arată foarte bine. Și atunci punem o pătură de mămăligă, o pătură de brânză, de burduf, o pătură de bacon, deja prăjit bine, și iar o acoperim. Mama mea! După ce punem bacon, mai pune și un pic de uleiuț care a rămas acolo pe bacon. După aceea mai începem iar o pătură de mămăligă, o pătură de brânză. La câte straturi te oprești? Câte straturi vreți voi faceți? Cât de înaltă vitigaia, cât de mulți mâncați, cât de mult vă place? În bacon ai pus și ceapă? Îi place ceapa lui Fere. Și nu poți să pui? Nu. În mămăligai, dar important, mie personalmente îmi place ca mâncarea să fie foarte specifică. Dacă faci mâncarea asta... Simplu, adică? Da, da, pentru că dacă punem de toate, în toate mâncărurile, până la urmă toate mâncărurile să aibă același savor. Aha. Și ce legume folosim astăzi? Că e tot... Astăzi nu folosim legume. Nu cred. Știți de ce nu folosim? Nu cred. Nu cred așa ceva. Mi-ați cerut mâncare românească. La verdacă, mâncarea românească, să știți că eu de asta sunt mai mult... Am insistat foarte mult să vă învăț altfel de mâncăruri, pentru că mâncarea românească e cu foarte multă grăsime, cu multă carne și nu are prea multe legume. Am înțeles. Mm. Și o farfurie echilibrată, veșnic vă spun, măcar 50% din farfurie trebuie să aibă legume. Da, uite, la sarmale n-ai putea spune că nu îmbinăm și legumele și... Corect. Le mai îmbinăm, da. Le mai îmbinăm. Avem o varză cu carne acolo. Nu?
Și mai pui și ardei iute lângă. Da, câte una, câte așa. Nu mai zic dacă mai pui și muleturile. Uite, n-ar merge un ardei iute la păturile astea? Mai de mers merge, dacă vreți. Eu vă pot face o grămadă de combinații, pentru că pot să fac o grămadă de combinații. Vreau doar să fie rețeta originală, așa cum o făcea mie mama. Asta că e foarte bună. Uitați-vă, de exemplu, la păturile astea cu brânză se mai pune și smântână. Cine vrea să pună smântână? Mie atâta de mult îmi place de savor, că mi se pare că smântâna deja îi distorsionează gustul, îl strică, îl... Da. Ți-a preferit? O face altceva. Da, dar o face altceva, exactamente. Și după aceea o lăsăm la răcit, nu? După ce faci straturile. Da, o băgăm la cuptor încă 15 minute. După ce facem straturile, o băgăm la cuptor pentru că așa se topește brânza aia. Aolo, Doamne, da. Cât e de bună. O băgăm la cuptor, o lăsăm 15 minute și după aceea orice mâncare, după ce e gata, e foarte ideal să stea măcar 10 minute. Să stea, să se liniștească, da. Și mama o făcea, după ce făcea coleșița, punea un prosop curat pe deasupra și o ținea așa la căldut. Și mă duc aminte că pe vremurile când eram foarte mică și mergeam la școală pe jos și mergeam la școală în zăpadă până la genunchi de multe ori, și maica mea făcea de mâncare și făcea coleșița și o băga, o acoperea după aceea cu prosopel și o băga sub pernă, sub o pernă ca să stea călduță. Așa se făcea înainte, să știți. Păi putem face și că nu erau cuptoare cu microunde. Îți dăm o pernă de pe canapea. O pun acolo pe canapea. Dacă vrei. Nu erau și cuptoare cu microunde și atunci ca să-ți o mămăligă caldă, o băgai sub pernă. Păi lasă, fără microunde. Da, sub pernă. Da? Sub pernă. Ne țin de cald și comentariile pe care le primim pe Facebook în fiecare dimineață. Și suntem live în acest moment, chiar și pe pagina noastră de Facebook. Vă salutăm pe toți cei care sunteți dimineață de dimineață cu noi, în fața televizorilor și mai luați telefonul în mână și ne scrieți câte un mesaj aici pe Facebook. Ce zic oamenii? Ia. Bună dimineața, ne transmite Constantin Codin. Salutare, Constantin. Costel, bună dimineața, dragilor. O zi minunată, ferită de rele, vă iubesc. Trebuie la să fel vă spun. Și vouă, fraților. Zi bună să avem cu toții, trebuie să vă spun, Bianca, Liza, Angie, am făcut senzație la dans. Mă gândeam eu. Toți sau doar? Toți, dar în principal să știți că toți mi-au spus, mămică, pe tine la dans, pe Gloria, nu mă așteptam să te văd. Iată, aici am fost, m-am descurcat de minune. Te salută George, Liza. Bună, George! Îți spune că îți dorește o zi frumoasă. Hey! Nicolina, bună dimineața. Paula este și ea cu noi și ne spune bună dimi, bună de dimi, Paula. Neața. Florin, este aici. Paula, Dorina, Gina, Iuliana, suntem o grămadă. Așteptăm toate mesajele în continuare. Rămânem aici, ne revedem ora următoare aici cu Capul în Zori pe TVR1, 8:05.